O auto specială a salvamontiștilor mehedinteni din cadrul serviciului Salvamont Salvaspeo este cea mai nouă achiziție a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, dar și un nou membru canin pe nume Shiva. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, susține modernizarea acestui serviciu de salvare, fiind imperios necesară dezvoltarea acestor tipuri de servicii care sunt menite salvării de vieți omenești. Serviciul Salvamont Salvaspeo au primit cel mai nou vehicul, o auto specială a salvamontiștilor mehedințeni, complet echipată cu care se vor deplasa la intervențiile din zona montană. Este un model hibrid plug-in cu o autonomie electrică de aproximativ 50 de kilometri și a fost ieri atracția celor care au trecut prin fața Consiliului Județean Mehedinți, unde a fost expusă. Auto specială a fost achiziționată în cadrul unui proiect cu fonduri europene implementat de Departamentul pentru Situații de Urgență. L-am cunoscut și pe Shiva, noul membru al echipei Salvamont Salvaspeo, un border collie de doar 2 luni, în care ne punem speranța că va sprijini activitățile de căutare. Până atunci, el va fi îngrijit de partenerii lui și va urma strategiile de formare pentru unitățile canine Salvamont, iar la vârsta de 7-8 luni va intra în activitate. Felicit echipa condusă de directorul Direcției Geoparcului Platoul Mehedinți, Claudiu Cenușe, pentru interesul pe care îl manifestă în dezvoltarea serviciului Salvamont Salvaspeo. Munca lor este în primul rând despre solidaritate și empatie. Le doresc cât mai multe intervenții reușite, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a implicat activ în dezvoltarea acestui serviciu public de salvare, susținând achiziții importante menite să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate de către personalul care a fost specializat de asemenea.